Variola maimuței, un nou virus care bântuie Europa, boala contagioasă care a declanșat deja stare de alertă în mai multe țări. Autoritățile portugheze au identificat 5 pacienți infectați cu virusul care provoacă această boală, iar serviciile de sănătate din Spania au anunțat că au 8 cazuri suspecte. În doar o singură lună, Marea Britanie a ajuns la 7 cazuri de infectare și autoritățile din SUA au anunțat miercuri că au detectat un prim caz de variola maimuței. Endemică în Africa de Vest, această boală virală a fost acum detectată în regiunea Lisabonei. Aceste cazuri, majoritatea tineri, toți bărbați, prezentau leziuni ulceroase, a precizat autoritatea sanitară. În Spania, 8 cazuri suspecte au fost raportate și nu au fost încă confirmate prin teste, a declarat Ministerul Sănătății.